timp, președintele României, Klaus Iohannis, i-a trimis lui Vladimir Putin un mesaj de felicitare după ce liderul rus a câștigat din nou alegerile pentru conducerea Federației Ruse și voi citi din acest mesaj care apare pe site-ul administrației prezidențiale. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 22 martie, un mesaj de felicitare președintelui ales al Federației Ruse, domnul Vladimir Putin. Pe această cale țin să vă asigur că rămân încrezător cu privire la beneficiile dezvoltării relațiilor dintre statele noastre pe baze pragmatice și predictibile, prin dialog constructiv și în conformitate cu principiile și normele de drept internațional, se arată în mesajul președintelui României. În direct prin telefon se află colega mea Andreea Dumitrache. Andreea? Da, bun găsit. Mesajul președintelui Klaus Iohannis a venit astăzi, după ce președintele știm că va participa și la reuniunea Consiliului European de primăvară. A ținut totuși Klaus Iohannis să dea acest mesaj de felicitare pentru realegerea lui Vladimir Putin în funcția de președinte al Federației Ruse și ne putem gândi aici la contextul situației, pentru că țara noastră are această poziție geostrategică și atunci Klaus Iohannis i-a dat acest mesaj, deși vedem că există o mare controversă la nivel european legat de realegerea lui Vladimir Putin și am văzut cum președintele Consiliului European Donald Tusk nu a dat niciun fel de mesaj de felicitare, ba mai mult, întrebat de către reporter de ce nu l-a felicitat pe președintele Rusiei, Donald Tusk a spus că după acel atac de la Salisbury nu are dispoziția de a sărbători renumirea președintelui Putin. Ba chiar mulți i-au reproșat președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pentru că ar fi dat un mesaj de felicitare pentru această realegere a lui Putin. Vedem așadar că în contextul în care la nivel european sunt neînțelegeri și sunt mai mulți lideri care nu-l felicită pe Vladimir Putin, totuși președintele Klaus Iohannis dă acest mesaj dând semnalul că țara noastră vrea să aibă relații bune cu toți partenerii de aici și cu vecinii. Mulțumim foarte mult, Andreea. Așadar, doamnelor și domnilor, mesaj al președintelui României pentru Vladimir Putin la 4 zile după ce acesta a fost reales cu un scor uriaș în Rusia, un scor record obținut chiar și pentru Federația Rusă. Vladimir Putin a obținut peste 76% din voturi. În trecut obținuse, nu știu, în 2002 52%, au tot crescut, în 2004 71%, în 2012 63% dintre cei care au mers la vot l-au ales pe Vladimir Putin. Acum a obținut acest scor record de 76%. Puțini l-au felicitat pe Vladimir Putin. A venit mesajul lui Trump, dacă nu mă înșel, în urmă cu 2 zile, după ce inclusiv președintele american a stat înainte de a lua această decizie să dea acest mesaj public sau nu. În rest, cei din Occident nu. Au existat liderii Kazahstanului, Venezuelei, Boliviei, Cubei, președintele Chinei, care au transmis mesaje de felicitare. Radu Tudor, colegul nostru, este în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, Radu! Ce înseamnă acest mesaj al președintelui României care vine la 4 zile după alegerile din Federația Rusă? În primul rând, trebuie să înțelegem că genul acesta de mesaje au un caracter protocolar, formal, destul de pronunțat și ele nu reprezintă neapărat un semnal politic. Asta o primă remarcă. A doua remarcă, conținutul acestui mesaj este crucial. Dacă președintele Iohannis îl felicită pe Vladimir Putin pentru câștigarea a ceea ce numesc ei alegeri acolo în Rusia, mie mi se pare important de subliniat faptul că în mesajul său președintele României a menționat expres respectarea dreptului internațional. Adică exact ceea ce nu face Rusia, cel puțin din 2014 încoace, prin anexarea ilegală a Crimeei, prin invadarea Ucrainei, prin declanșarea unor agresiuni extrem de
îngrijorătoare pentru noi cei din Europa de Est și faptul că președintele Iohannis a menționat că toată lumea civilizată dorește colaborare cu Rusia în limitele respectării dreptului internațional, eu cred că face din acest mesaj unul firesc, normal, pentru că trebuie să o spunem foarte clar. Nimeni nu vrea un război cu Rusia, nimeni nu-și dorește o relație tensionată și scandaloasă. Provocările vin mereu dinspre Moscova, spre spațiul Europei civilizate. Noi suntem cei amenințați, noi suntem cei care suntem provocați mereu. Mulțumim foarte mult, Radu, pentru această analiză.